Față de anii trecuți, când era tânăr. Da, da. La Cârciumă am văzut pe toți bețivani la Cârciumă. Și nu s-a modernizat tehnologia, nimic, tot așa e ca înainte. Tu e ca înainte, mă, frate. Și credeți că tot așa o să ținem? Da, până la terminare. Tot. Da, până la terminare, tata. Deci nimic nu se modernizează, nici tehnologie, nici oameni mai buni, nici primăria nu face nimic. Nimica, care are bea și mănâncă, care nu stă să uită. Da, frate. Tot așa e, mă, tata. Mai bine era putin cu Georgescu. Mai bine era putin cu Georgescu acum. Păi da, da, acum uitați, vedeți mașini noi, bani mai mulți, pensiile nu sunt mai mari. Și eu dacă n-am îndreptul să mănânc, dacă n-am eu bani? Păi nu vă dă pensii mai mari acum? Dă pula în mână. Vedăniciule, murim de foame, pensie de 1 milion. Merge, mă? Ce cum face un patronul? Noi așa cu pensiile. Ce-ai întrebat mai? Picior de Europa în sat, ați văzut? Discuții, picior n-am văzut. Europa, modernizare, nimic nou în sat față de anii trecuți? Deocamdată, ceva asfaltat în comună, două străzi, așa, da. Deci s-a mai modernizat cât de cât, străzi asfaltate, altceva, ce vi se mai pare european în sat? Nimic nou, atâta tot. Două drumuri făcute în comună, asfaltate și altceva, ce aș putea să spun. Doar atât, dumneavoastră, picior de Europa în sat, ați văzut? Unde, în sat? În sat, aici. În sat, nu prea, nu e curat, nu e o curățenie așa, ia uitați ce faci. Dar față de anii trecuți? Nu e tot mai rău și în partea aia mai tembăr, mai... Deci nimic nu în sat, picior de Europa. Nu. Merităm să intrăm în Uniune? Nu merităm. Deloc? Nu. Bun, mersi pentru tine. Acolo e mai tembăr, aruncă mai misiri. Primare și-a domnule, oameni care fac curățenie, să-i pui, uite domnule, curat, colo, colo, așa se face, uite băi, ce băi. Eu nu sunt aici, dar se vede că... Sala dumneavoastră, de unde sunteți? Nimica noi nu e. Dar cum e așa? Nu este că lumea nu ascultă, domne. Sunt... Deci nimic european? Da, nimic. Nici ca personal, nici ca comportament, nici ca tehnologie, nimic? Nu. Da, mulțumim. Să mă trimite de la București, cum e ministrul ăsta, cum e ministrul Iubi Mediu, să ducă la primărie să-i spune, domne. Au și ei consilieri, să zic că să spună la aia care fac curățenie. Zice, domne, aici nu e curat, așa se face treaba. Că iau și ei niște bani. Eu sunt niște bani. La ora și ați fost? La ora n-am fost, că sunt bolnav. Și da. Da, merge. Bună ziua, mamaie, picior de Europa în sat aici, ai văzut? Nu știu, m-am văzut. N-ai văzut picior de Europa? N-am văzut, lasă-o mai. Mamaie, de la televiziunea Europa de mâine, picior de Europa la matale în sat, ai văzut pe aici? N-am văzut, mamaie. Dar față de anii trecuți nu s-a modernizat nimic? Mălică! Ce să spui eu de la... Ai văzut o stradă asfaltată, un televizor? N-am văzut. Nici ca stil de viață, nici ca... N-am văzut. Păi și cum e, ca în anii trecuți? Ei, nu e chiar ca anii trecuți. S-au mai dezvoltat? Zare, da. A ajuns și alte programe, nu numai televiziunea națională? Nu, avem și alte programe, că am băgat cablul, lică. Păi vedeți, ăsta e picior de Europa în sat. Păi da, dacă nu știu ce însemnează alea... Păi și pe lângă cablu. Ce mai aveți nou așa față de anii trecuți? Păi televizor, ce să avem? Frigider? Frigider, da! Mașină de spălat aveți? N-avem. Mașină de spălat, da, televizor și frigider. Da. Lumină? Lumină, da! Păi, deci merităm să intrăm în Europa, să înțeleg. Păi sigur că intrăm, dar nu ne bagă aia că zice că suntem loci, nu vezi că furăm rău? Păi ce furăm? Uitați, eu văd aici e târg. Eu nu văd nimic să se fure. Păi acum au zis, nu-i tot de la televizor, Lic. De la televizor, păi vedeți dumneavoastră ce ziceți? Fură. Conducătorii fură, cine să fură? Noi ce să furăm? Fură, da, de picior de Europa. Merităm. Păi ne bagă la pușcăie, păi acum miliarde nu-i bagă. Da. Nu, vede la televizor când să ne uităm, maică dacă. Sâmbătă seara după 10:30 pe televiziunea Europa de mâine. Da. Așa, să trăi. Deci merităm să intrăm în Europa, da? Din anumite puncte de vedere. Merităm, da. Dacă da, așa cum zice. Dar dumneavoastră ați văzut față de anii trecuți? În Europa 80% din personalul țării, dar 20% care conduce nu. Întâi să controleze ei, să se pună la punct cu corectitudine și cinste față de națiune și după aceea. Și numai atât, dar au modernizat, au făcut ceva pentru națiune ăștia? Cine să facă? Conducătorii. Și pentru națiune nimic? Nimic. Mai puțin acum legea sănătății a stricat-o definitiv. Oamenii sunt nevoiți și umblă, de exemplu, acum nu se mai dă rețete gratuite. Am aflat tot și chestia asta. Dar la sat, în viața de la sat, s-a schimbat ceva? Nimic. Tot cine a putut. Tot cine a putut. Cinstiții niciodată n-au ajuns în situație. Deci, dumneavoastră, picior de Europa în sat ați văzut?
Picior de Europa în stat n-am văzut. În sat aici la dumneavoastră. Nu, păi eu nu sunt de aici, sunt parvenit. În sat la dumneavoastră, în sat de unde ați venit dumneavoastră? Picior de Europa? Peste 10 ani dă și picior de Europa. S-ar putea să vedem peste 10 ani. Televizor v-a băgat în străzi, au asfaltat. Numai străzile le avem degradate. Rău de tot. Dar în rest n-ați văzut nimic modernizat față de anii trecuți. Puțin, dar alimentarea cu apă o avem. Păi vedeți, s-a făcut satul Cernetu. De la ce post? Europa de mâine, suntem Europa de la post. De mâine. Bun, bun. Deci v-a băgat alimentare cu apă, să înțeleg. Eu pot să declar că răspund un pic de protecția mediului, așa. Agent de mediu, și mă ocup un pic cu ordinea, cu curățenia, dar totuși mai trebuie ceva, să mai intervină cineva. Nu prea sunt sprijinit de puterile locale, asta vreau să spun. Da. Mulțumim! Uite, a venit mascați. Uite!